Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, slăvit să fie Dumnezeul nostru, cel minunat în lucrurile sale și care niciodată nu și-a întors fața sa de la făptura sa. Rugăciunea Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ce a fost rostită aici acum câteva minute în urmă la Sfințirea Apei, s-a amintit de milostivirea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Oare e cineva care să nu fi cunoscut bunătatea lui Dumnezeu? Sunt destui, dragii mei. Dar n-au cunoscut bunătatea lui Dumnezeu nu pentru că nu a vrut Dumnezeu, ci pentru că ei nu au vrut să se apropie de Dumnezeu. Rugăciunea de care am amintit, s-a spus că la praznicul ce a trecut, prunc te-am văzut, iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem. Și așa este, un om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit. S-a spăimântat și Iordanul, s-a spăimântat și Ioan, cum auzeam aici spunându-se, Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii pocoborându-se. Iar Ioan, cu mâna-i tremurândă, s-a apropiat de creștetul stăpânului, pentru că trebuia să facă ascultare, să se plece înaintea stăpânului, că stăpânul i-a zis, lasă acum, căci așa se cuvine ca să plinim toată dreptatea. Căci Ioan știa că el botează cu un botez al pocăinței și că botezul lui nu are alt scop decât ca acela ca poporul să se curățească, să se trezească din amorțirea păcatului și să-și deschidă ochii și în felul acesta cu ochii deschiși să-l vadă la malul Iordanului, să-l vadă pe Hristos. Căci în cele din urmă scopul principal, așa cum am auzit, și rugăciuni, și cum prea bine știm din învățătura bisericii noastre, scopul botezului Iisus în Iordan a fost ca să fie cunoscut de întreaga lume, ca lumea să-L cunoască, ca Ioan să-L arate, vine după mine cel căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, striga Ioan pe malurile Iordanului, fără ca să-L fi văzut pe Hristos. Știa doar numai atât. Dumnezeu îi vestise prin Îngerul Său că atunci când va vedea Duhul cel Preasfânt, porumbelul pogorându-se peste unul din cei care aveau să vină la botez, acela este Hristos. Și a cunoscut Ioan când l-a văzut pe Iisus, l-a cunoscut că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Ioan, pusnicul, Ioan cel care trăiseră în pustie toată viața lui, care nu se întâlnese niciodată cu Hristos, ci imediat după nașterea sa, după ce a tresăltat în pântecele Elisabetei și după nașterea sa, a plecat în pustie și acum, așa cum am auzit în Evanghelie, în Evanghelia de la Luca, spunându-se că a fost cuvântul Domnului către Ioan în pustie și a fost trimis ca să boteze pe malurile Iordanului. A venit, a spus fiecăruia ce să facă. În Evanghelia de la Sfântul Luca găsim acolo învățături absolut pentru fiecare. A spus și la ostași, și la conducători, și la simpli creștini, fiecare ce are de făcut, să se pregătească prin taina pocăinței, căci vine, iată vine, și iată securea, avea să spui el, stă la rădăcina pomului și orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Iar pomul care face roade bune de acum, acela este lăsat
și îngrijit. Deci a dat Ioan sfaturi pentru fiecare și oarecâți l-au ascultat. Au fost unii care l-au ascultat îndeaproape. Ne amintim de doi ucenici al lui Ioan care au stat lângă el și l-au urmat și apoi când l-a văzut, când Ioan l-a prezentat pe Iisus în fața lor, cei doi ucenici al lui Ioan au plecat după Iisus. Cunoaștem aceasta din Sfânta Scriptură. Au mers și l-au mărturisit. Rugăciunea tot a Sfântului Sofronie se spune că noi, cei creștini de astăzi, văzând bunătatea lui Dumnezeu, pentru că El, Stăpânul, n-a suferit pentru îndurarea milei sale să vadă neamul omenesc chinuit de diavolul. Poate că ați văzut în viață oameni chinuiți de diavolul. Au fost și sunt și vor fi și mai mulți, dragii mei. Va zice cineva acum, adică să se mulțească cei chinuiți de diavolul. Da, chiar zilele acestea citeam că undeva într-un stat s-a inaugurat un templu al demonilor, o biserică a satanei. Și dădea imagini de acolo, nu erau nimic altceva decât cruci întoarse, puse pe pereți. Pentru că diavolul nu face nimic altceva decât batjocorește crucea. Și ei, deci se vor înmulți cei care, a căror minte este robită de diavolul, de satana. Sunt suflete chinuite de diavolul. De ce? Pentru că omul el vrea. Nu prea bunul Dumnezeu, nu duratul Dumnezeu vrea ca omul să fie chinuit, ci El, iată, pentru aceasta a venit, pentru aceasta s-a întrupat, pentru aceasta, iată, acum la mamele Iordanului, ca omul să nu sufere, ca omul să iasă din această robia diavolului, căci El, diavolul, satanul, a urmărit și urmărește viața noastră și niciodată El nu se rănește cu altceva decât numai cu răul. Și El este fără de sațiu. Oricât rău, oricât ar asculta cineva de satan, de diavolul, niciodată satan nu spune că ajunge. Pentru că hrana lui este răul. Ce trebuie să facem? Tot în rugăciunea Sfântului Sofronie găsim un cuvânt pe care l-am rostit mai înainte, lucru pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Să mărturisim harul. Am zis, mărturisim harul tău, vestim mila ta, noi tăinuim facerea ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioare l-ai sfințit cu nașterea ta. Toată văptura te laudă pe tine, Dumnezeul nostru, Cel ce te-ai arătat. Deci de aici trebuie să tragem o concluzie, dragii mei, și anume aceea că trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Vrei să ieși de sub puterea lui Satan? Mărturisește-L pe Hristos. Vrei ca să nu te mai influențeze El negativ? Dă dovadă că ești cu adevărat creștin. Mărturisirea lui Hristos te ține departe de păcat, spune un părinte al bisericii noastre. Deci atunci când tu îl mărturisești pe Hristos, mărturia ta, faptul doar numai că îl mărturisești poate numai cu gura sau numai cu semnul Sfintei Cruci, lucrul acesta te ține departe de păcat. Ținându-te departe de păcat, te ții departe și de Satan, și de lucrurile lui, și de toți slujitorii lui. Deci, dragii mei, în această zi mântuitoare, când iată prea bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat, cu o zi deosebită, după gerurile care au fost
iată acum o zi chiar destul de însorită și ne-a încălzit prea bunul Dumnezeu și sufletește, dar iată și trupește. Căci am cunoscut fiecare dintre noi și taina nașterii și taina de acum a tăierii împrejur și acum taina botezului. Și dacă ne-am cunoscut pe toate și absolut fiecare dintre noi, toți cei de aici prezenți, am cunoscut taina cea mare a botezului nostru din apă și din Duh. Căci noi de acum am fost botezați din apă și din Duh. Și și în apa botezului nostru s-a șters păcatul strămoșesc. Și de acum ne-am umplut de darurile Duhului Celui Preasfânt. De aceea, în viața noastră, să ne silim în a-L mărturisi pe Hristos. Și în felul acesta vom ieși de sub influența lui Satan și de sub influența păcatului. Nu-ți fie teamă, frate și soră, tu Hristos, să te însemnezi cu semnul Sfintei Cruci, să spui că ești creștin. Ar fi bine ca fiecare dintre dumneavoastră să vă puneți o întrebare, căci am asistat la sfârșitul anului trecut și tot anul ce a trecut la destule tulburări în țara noastră, în biserica noastră, să ne întrebăm fiecare dintre noi: eu ce sunt? Fac eu parte din Biserica lui Hristos? Sunt eu în biserică sau sunt în afara bisericii? Dacă vreunul se gândește rău asupra bisericii, dacă vreunul gândește altfel de cum îi este crezul său de mic copil, să-și mai pună o întrebare: atunci când va fi ca să treacă din această viață, cum vrea să fie? Împăcat cu Dumnezeu sau neîmpăcat cu Dumnezeu? Vrea o rugăciune la căpătâi? Vrea o cruce la căpătâi? Sau vrea altceva? Să se cerceteze omul pe sine, și cred că astăzi, mai mult ca oricând, se cuvine această cercetare. Să ne trezim din amorțire și să vedem noi unde suntem. Eu din ce fac parte? Sunt în Biserica lui Hristos sau nu sunt? Hristos rămâne modelul suprem pentru fiecare dintre noi. Căci fiecare dintre noi în viață de multe ori ne căutăm modele. Sunt tineri, din păcate, sunt și oameni care nu mai caută modele. Când păcatul îl stăpânește pe om, mintea este întunecată și robită. Și ajunge la acea stare de nesimțire. Am mai amintit lucrul acesta în biserica noastră, un cuvânt al Mitropolitului Bartolomeu, că un păcat al omenirii de astăzi este tocmai acesta, al nesimțirii sufletești. Nu-l mai simți pe cel de lângă tine, nu-l mai simți pe aproapele, nu te mai doare pentru aproapele, nu te mai doare de cel bolnav, nu te mai doare de cel bătrân, ai ajuns deci într-o stare de nelucrare lăuntrică. El a numit-o stare de nesimțire. E dureros când omul ajunge într-o asemenea, într-o astfel de stare. E greu, mai întâi pentru sufletul lui și apoi pentru cei care sunt în preajma lui, pentru cei care sunt în jurul lui. Și dacă mai este cumva pus să o conducă și noroade, popoare, are o ascultare, o anumită funcție undeva în societate, iar el este departe de Dumnezeu, atunci este și mai greu. Pentru că așa cum fapta cea bună răspândește o bună mireasmă, cheamă, unește, și cum dragostea lui Hristos ne unește pe fiecare dintre noi,
Așa de acum și fapta cea rea dezbină, întunecă și răspândește în jur ură și dușmănie, viclenie, nesinceritate și toate celelalte. Și când apar aceste păcate, aceste greșeli, atunci omul, sărmanul de el, cel care este prins în felul acesta de astfel de ispite, greu îl scoți. Trebuiește rugăciune, rugăciune multă, trebuiește pentru el. De aceea, întorcându-ne la Hristos, avem o rugăciune puternică, care este la îndemâna a fiecăruia dintre noi. Ate rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea cea frumoasă, rugăciunea domnească, cât și rugăciunea cea scurtă, rugăciunea inimii sau rugăciunea vameșului, cum ai fost ea numită. Dumnezeule, milostivi mie, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Și când am zis aceasta, l-am pus pe Hristos înaintea ochilor mei. Și El este modelul meu. El este taina mea. Căci în cele din urmă, chemarea lui Hristos, a numelui Hristos, dragostea mea față de El, unirea minții mele cu numele Lui, este taina vieții mele. Și la această taină ne cheamă astăzi, sărbătoarea de astăzi. A mărturisit cu gura și cu limba și cu fapta, cu tot ceea ce ne-a lăsat prea bunul Dumnezeu, cu toată ființa noastră, ar mărturisi pe Hristos, este un lucru sfânt, este un lucru deosebit, este un lucru care face din noi persoane duhovnicești, dumnezeiești, persoane pline de pace, persoane pline de bucurie, persoane care transmit nădejde și încredere, persoane care transmit lumina lui Hristos. Căci la Iordan, dacă e să cugetăm, vedem că în apele Iordanului s-a limpezit păcatul nostru, lumina lui Hristos și lumina Duhului Celui Preasfânt. E sărbătoarea de astăzi, cum o numim, dragii mei? Arătarea Domnului sau Epifanie, dumnezeiască arătare. Deci, Dumnezeul nostru se arată pe deplin. Îl vedem la malurile Iordanului și Duhul cel Preasfânt luminează cugetele și sfințește inimile. Ei bine, la această sfântă și tainică lucrare suntem chemați fiecare dintre noi. Căci mai devreme, mai târziu, va veni ceasul și pentru noi. Să nu creadă cineva că va veni ceasul fără ca să nu vină și regretul. Regretul pentru timpul pierdut, regretul pentru că n-ai iertat, regretul pentru că nu te-ai smerit, regretul pentru că nu ai iubit din inimă, regretul pentru că nu ai fost mai mult cu Hristos. Dar timpul nu se întoarce. Timpul niciodată nu se întoarce. Timpul trecut este trecut și atât. De cum ne naștem, avem în fața noastră o mulțime de zile pe care ne le-a pus Dumnezeu și nimeni nu moare nici mai devreme, nici mai târziu decât atunci când Părintele Ceresc îl cheamă. Ei bine, pentru acel moment trebuie să agonisim între noi lumina feței lui Hristos. Pentru acel moment al întâlnirii trebuie să-L întâlnesc în această viață. Pentru întâlnirea cea frumoasă, pentru vederea față către față cu Părintele Ceresc, cu Cel ce m-a iubit, cu Cel pe care l-a văzut născându-se din Fecioara Maria. Betleemul este o realitate până azi. Sfântul Mormânt este o realitate până astăzi. Golgota este o realitate până astăzi. Crucea cu care ne însemnăm noi
Este o realitate până astăzi. Numai cât te însemne și mintea ți se luminează. Numai cât ai zis, Doamne fere, când îți vine un gând rău, sau ți-ai însemnat perna când te-ai culcat și vezi că altfel îți este somnul și ai simțit puterea. Crucea deci este puternică. Pe lângă toate acestea avem și atâtea alte daruri primite de la prea bunul Dumnezeu. Dragii mei, dacă cineva se va întreba vreodată că eu m-am rugat, dar Dumnezeu nu mă ascultă. De ce rugăciunea mea nu e ascultată? Că doar am și eu o credință. Cred și eu drept. Așa este. Ne ascultă Dumnezeu atunci când știm ca să ne plecăm înaintea Sa. Ne ascultă Dumnezeu atunci când știm să batem cu nădejde, cu încredere că și primim. Cum am zis de multe ori, îi cer lui Dumnezeu un lucru și îl cer acum. Și acum îl rog ca să mi-l dea. Nu mâine, nici poi mâine. Și să am atâta încredere că El acum îmi dă. Și Dumnezeu ne dă. Deci să crezi și să te încrezi. Și când am reușit să credem și să ne încredem în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atunci El nu ne va lăsa, ci va asculta rugăciunea noastră. Și mai e nevoie de ceva, dragii mei, poate de lucru cel mai important, ca Dumnezeu să ne asculte. Nevoia ca inima să ne doară pentru tot neamul nostru, pentru căderile morale ale neamului nostru, pentru păcatele care se săvârșesc de frații și surorile noastre, trebuie să ne doară. Dar și pentru ce se întâmplă în lume, în întreaga lume, trebuie să ne doară. Și această durere, noi trebuie să o topim în rugăciune până la lacrimi către Dumnezeu. Dacă vom ști să simțim durerea aproapelui, și durerea aproapelui să o pun în rugăciunea mea și să o topesc în lacrimile mele până la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ascultă rugăciunea mea. De aceea, dragii mei, rugăciune când veți fi și când sunteți, căci în cele din urmă creștinul trebuie să aibă permanent o stare de prezență a lui Dumnezeu. Părintele Arsenie spunea, cine se roagă doar numai când se roagă, acela nu se roagă. Adică ce a vrut să spună? Poate nu ați înțeles. Adică eu mă rog numai seara pe la ora 20 sau 21, când iau ceasul, citesc ceva rapid de acolo și cu mintea în altă parte și gata, m-am rugat. La aceasta s-a referit Părintele. Deci cine doar numai care face această rugăciune din când în când, și atunci împrăștiată și plină de griji, nu zic, e bunuț și lucrul acela. De cât e loc, e bun și acela. Dar nu trebuie să fim așa. Creștinul este stare de prezență a lui Dumnezeu. În tine, în mine, în noi toți, trebuie să se simtă acea putere a lui Hristos. Și eu în orice moment și în orice clipă să trăiesc a lui prezență. Și în orice clipă și în orice moment, Doamne Iisuse, al meu, nu trebuie să lipsească dinaintea ochilor. Și cine va face în felul acesta, atunci el va fi o mărturie vie. El va fi un mărturisitor al credinței cele într-o Hristos. Și această mărturisire îl va ține departe de păcat. Cine săvârșește păcatul? Cine se lasă robit de păcat? Cine uită de această stare? Cine nu trăiește această stare de prezența lui Hristos? Iarăși mi-am amintit acum de Policarp, acel bătrân de
86 de ani, dacă nu mă înșel, care atunci când a fost îndemnat ca să se lepede de Hristos și să trăiască mai departe, căci era și el bătrân și poate mai voia să mai trăiască, dar l-a cugetat așa, ci atunci când a fost îndemnat să se lepede, deși i s-a arătase focul și pedepsele care îl așteptau, și el bătrân, n-a zis nimic altceva decât de 86 de ani îl slujesc și nu mi-a făcut niciun rău. Cum pot eu să mă lepăd de el? Expresia aceasta pe care a rostit-o Sfântul Policarp, episcopul Smirniei, îi slujesc de 86 de ani și nu mi-a făcut niciun rău. Deci nu s-a abătut nici la stânga, nici la dreapta. Răul, compromisul, vorba de șartă, clevetirea, bârfirea, uciderea și alte răutăți, desfrâul, furtul și alte și alte păcate, acestea când apar, dragii mei, acestea nu fac nimic altceva decât aduc un compromis în viața noastră și acceptăm un compromis. Și ieșim din acea trăire, din acea stare de prezență, de trăirea prezenței lui Hristos. Dragii mei, omul în drumul lui pe acest pământ nu se va opri niciodată. Are două căi. Ori spre Dumnezeu, ori spre Satan. Și toate lucrurile lui. Nu există o altă cale. Unii au căutat o cale de mijloc. Dar nu poți să fii slujitor la doi domni. A zis Hristos, deci o cale de mijloc nu-i. Ori cu Hristos, ori cu mamona. Deci omul în drumul lui nu se va opri niciodată. Ori spre Dumnezeu, până la Dumnezeu, până la unirea deplină cu El, ori împotriva lui Dumnezeu, până la uciderea lui Dumnezeu dintr-un el. Căci fiecare a primit un chip și se luptă spre dobândirea asemănării. Nu faci fapta cea bună, ucizi pe Dumnezeu. Îl scoți pe Dumnezeu din sufletul tău. Și în felul acesta te-ai depărtat și lumina nu este întru tine. De aceea acest părinte al bisericii care a zis acest cuvânt, l-a zis pe bună dreptate că omul are două căi, ori spre Dumnezeu, până la Dumnezeu, la unirea cu Dumnezeu. Și Doamne, dragii mei, cât de frumoasă e viața noastră în împărăția lui Dumnezeu, pe care o gustăm de aici, și cât de frumoasă este viața noastră cea întru Hristos. Când știi să mulțumești și să fii recunoscător pentru toate câte ți-a dat. Dragii mei, facă bunul Dumnezeu ca păcatul niciodată să nu se atingă de noi datorită mărturisirii noastre pe care o facem despre cel căruia i-am încredințat viața noastră. Niciodată păcatul să nu robească mintea și inima noastră, ci mintea și inima să fie robite de numele lui Iisus. Poate lucrul acesta și cel căsătorit și cel necăsătorit. Poate lucrul acesta și cel bătrân și cel tânăr. Și pruncul care de-abia a învățat, poate el mai mult decât toți ceilalți, că ați văzut copiii, nu au nicio reținere atunci când vin către Dumnezeu. Ei nu se tem, se apropie de altar, au cu ochii senini ai lor, cu bucuria de pe fața lor, pentru că păcatul nu este întru ei. Păcatul robește și mărcinește. De aceea să fugim de el. Și în viață, mai
Mai amintesc un lucru. L-am mai spus zilele acestea aici, la Putnam. Să nu ne uităm niciodată la răul pe care îl fac alții, ci la binele pe care datori suntem să-l împlinim fiecare dintre noi. La binele pe care datori suntem să-l facem, căci numai împlinind binele, ne așezăm în lucrarea lui Dumnezeu și facem lucrul lui Dumnezeu. Și niciodată să nu punem piedică aproape lui. E un cuvânt, mi-a plăcut. Zice, dacă vrei să presari ghimbi pe drumul altuia, ai grijă să umbli încălțat. Adică, atunci când tu cauți să înjosești cu ceva, să-l ponegrești pe aproapele, ai grijă că toate se întorc împotriva ta. De aceea, să trăim frumos, să viețuim frumos și să luăm această apă sfântă. Căci vedeți cât de minunat e Dumnezeul nostru. Am rostit în rugăciune, mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și ce cuvântul este de ajuns spre lauda minunilor tale. Apa aceasta sfințită, aghiazmă mare, o păstrăm ani și ani și rămâne aceeași proaspătă și înnoitoare, fără ca să cunoască stricăciune. E puterea Duhului Celui Preasfânt care lucrează prin noi. De aceea ați văzut în rugăciunea Sfântului Efrem cum slujitorii în taină au avut mai întâi de citit o rugăciune și apoi în văzul tuturor au cerut ca nu cumva cu nimic să nu se împiedice prezența Duhului Celui Preasfânt aici în mijlocul nostru. Și Duhul a venit, s-a sălășluit, se sălășluiește, a sfințit și ne sfințește. De aceea să luați această apă sfințită, aghiazmă mare, să vă stropiți cu ea, casele dumneavoastră, toate celele dumneavoastră, grădinile, țarinele dumneavoastră, și nu uitați de mormântul mamei și a tatei, de cimitir, și acolo să mergeți. Și până pe 14 ianuarie, în curăție, postind de păcate, fugind de păcat, în curăție petrecând, gustați din apa aceasta sfințită, căci darul și milostivirea lui Dumnezeu. Deci până pe 14 ianuarie e acest dar lăsat de prea bunul Dumnezeu, ca noi să ne sfințim, ca noi să gustăm și să rămânem în frumusețea Lui. Căci dorul lui Dumnezeu suntem noi și dragostea lui Dumnezeu suntem iarăși tot noi. Dar și noi trebuie să răspundem tot cu dor și cu dragoste. Să ne fie dor mereu de Dumnezeul nostru. Aceasta vă doresc acum la sfârșitul sărbătorilor. Și dacă veți avea dor de Dumnezeu și vă va fi mistuită inima de acest dor și de dragostea pentru El, atunci păcatul va fi departe și lumina, pacea, bucuria, fapta cea bună va fi permanent în lăuntrul dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în casa dumneavoastră și în jurul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin. La mulți ani, cu sănătate.